Sinceră să fiu, sunt un pic șocată și totodată impresionată de câtă lumină vă transmite vouă pe cameră că ar fi în această încăpere, pentru că e foarte, foarte multă beznă. Așadar, bravo camerei mele, pentru că brusc luna martie s-a decis să coincidă puțin cu luna noiembrie, cel puțin ca și temperatură și ca și vreme. Dar nu știu de voi, dar mie mi-era puțin dor așa de un vreme mai ploioasă, să-i spun. Nu că la noi ar fi plouat foarte, foarte mult, dar e așa mohorât, e o vreme mai bacoviană, cum de altfel Bacăul este un oraș în care, după cum știți, a trăit și a copilărit și s-a născut George Bacovia. Dar nu facem aici o lecție de română, pentru că eu am intrat să vă arăt niște lucrușoare pe care le-am luat eu astăzi în expediția mea prin mall, pentru că am ieșit ca de obicei să-mi fac pașii și m-am dus chitită și spre mall, știind că afară nu e o vreme tocmai ok. M-am dus la mall chitită să iau niște lucrușoare de care aveam nevoie. Nu am găsit tot ce am vrut eu, pentru că mall-ul are Pepco, are de mei, are tot ce-ți dorești, dar Pepco-ul de aici, cel puțin, este un pic cam limitat ca și produse, însă până în centru era foarte mult de mers unde este următorul Pepco și, așa cum am zis, afară ploua. Însă am luat destul de multe lucruri cu 109-110 lei, să zicem așa, cu aproximație, și aș vrea să vi le arăt. Deci, să zicem că e un fel de mini haul care cuprinde cumva și DM-ul și Pepco și vreau să vă arăt și vouă ce am găsit. Așa cum am spus, n-am găsit eu tot ce mi-aș fi dorit, dar câteva lucrușoare destul de interesante la prețuri accesibile și cred că vom începe cu DM-ul, după care continuăm cu Pepco. Pepco avea o varietate foarte mare de produse din acestea de Paște. Și stăteam și mă gândeam de ce atât de devreme lucrurile astea de Paște, având în vedere că până la Paștele Ortodox mai sunt, mai e de fapt o lună jumătate sau chiar mai bine, dar apoi mi-am amintit că pe 31 martie este Paștele Catolic și m-am gândit dacă să iau acum niște lucrușoare din Pepco în ceea ce privește Paștele, pentru că cel mai probabil după ce o să treacă Paștele Catolic, nu știu dacă o să mai găsim. Nu că s-ar face diferențe sau ceva, dar trebuie să vină și ei cu alte produse, nu poate să le țină pe astea până în luna mai. Dar m-am abținut și nu am luat absolut niciun lucru, niciun produs de Paște. Mă refer la decorațiuni, la șervețele, la tot felul de nebunii. Nu că le-aș folosi în mod deosebit sau în mod expres că am nevoie de ele, însă îmi plac și mi se par tare simpatice și mi-e place să-mi iau tot felul de decorațiuni astea micuțe, să mi le pun prin bibliotecă, deși biblioteca mea e destul de tixită. Zic să nu mai lungesc foarte mult cu vorbitul, pentru că știți deja că îmi stă în fire. Și haideți să vă arăt ce am luat din DM. Prima și prima oară căutam să cumpăr un detergent din ăsta de vase și voiam să încerc ceva nou. Așadar am găsit pe ăsta de la marca lor proprie, cred, care a zis, scria acolo cumva că e cu miros de lavandă și mie îmi surâde de ideea asta. Nu l-am mirosit sincer, că nu prea îmi place mie să dezbat produse în DM. Asta pentru că s-au mai luat oameni de acolo de mine. Dar miroase foarte bine, mie îmi place tare mult lavanda, nu știu dacă v-am zis vreodată, dar cumva dacă mă urmăriți, cred că știți acest lucru. Fac poze în lavanda an de an, am uleiuri de lavandă prin casă. Lavanda pentru mine e pură terapie, îmi place chiar să am pulverizator în ăla cu lavandă și să dau pe pernă când dorm prost. Și, Doamne, cât de bine miroase și îmi place că are un miros a lavandă naturală, nu din aceea fake. Cred că știți la ce mă refer, pentru că atunci când mai cumpere anumite produse cu lavandă, au așa un miros fake, nu știu cum să zic, a lavandă care nu pare proaspăt culeasă, să zic așa, însă miroase foarte bine, nu știu acum să vă zic cât de bun este, dacă își face treaba, dar dacă vă interesează, pot să vă țin la curent în produse terminate, bineînțeles. Căutam și un gel de duș, dar un gel de duș care să îmi placă, să mă surprindă și să nu fie într-un recipient foarte, nu știu, să zic, prea mare sau prea voluminos, ori să fie din ăsta care are pompiță și tot felul. Asta pentru că mai sunt câteva săptămâni și trebuie să plec la maternitate și acolo aș vrea să-mi iau un gel de duș micuț, adică nu vreau să-mi iau foarte multe produse și eu, mereu, când merg în DM și nu știu ce gel de duș să încerc, mereu apelez la gelurile de duș de la Balea. Bine, trebuie să fie și un miros care să-mi placă, dar vreau să vă prezint un miros care pe mine mă cucerește de fiecare dată. Nu-i prima oară când am gelul ăsta de duș. Ei spun aici că ar fi cu buttermilk și cu lemon. Dar vă zic eu a ce miroase, în caz că nu știți și nu ați testat până acum. Miroase fix a prăjitura aceea alba ca zăpada, care mie îmi place foarte mult și despre care știți că o mâncăm în general la sărbători, dar mie îmi place să o mănânc doar la Crăciun și atât. Oricât de bun ar fi, eu doar atunci o mănânc, nu știu de ce, e ca un fel de tradiție pe care o respect foarte sacru, să-i zic așa, dar ăsta miroase atât de bine. Doamne, miroase efectiv ca și cum ți-ar tăia atunci o felie de alba ca zăpada. Nu știu dacă se datorează
lămâi, din gel de duș, habar n-am. Dar vreau să fac o mică mențiune aici. V-am mai zis despre gelurile de duș de la Balea că nu sunt foarte bune, adică usucă pielea, dar când nu știu ce să încerc, din DM în general, îmi cumpăr din asta și de la Nana am tot testat în ultima perioadă geluri de duș și am vrut să iau o pauză, așadar am mers pe ăsta, vi recomand din suflet dacă îl găsiți și dacă aveți voi geluri de duș pe care se găsesc în DM, de exemplu, și care vouă vă plac foarte mult și vreți să-mi recomandați, chiar vă rog. Am luat și pentru pisici câte ceva, pentru că eu nu prea pot să merg la cumpărături fără să nu le iau absolut nimic și practic astea sunt niște fâșii de vită, un fel de gustare de vită. Din câte știu, sunt foarte ok ca ingrediente, compoziție carne, carne și produse de carne 90%, ceea ce mi se pare foarte bine, și săruri, ceva săruri minerale, foarte fain. Practic sunt fâșii de vită, nu știu dacă vedeți acolo, pisicile mele le mănâncă foarte bine și decât să le dau tot felul de crânțănele sau nebunii, mai bine din astea, doar că eu nu le dau snack pisicilor mele zilnic, poate nici măcar săptămânal. Le dau așa din când în când, nu știu cum să vă zic, și astea sunt bune, au și un preț bun, 3 lei și ceva, nu mai știu exact cât am dat pe ele. Apoi am luat tot așa ca să le dau din când în când un plic din asta pentru juniori. După cum știți, pisicile mele nu mai sunt juniori de foarte mult timp, sunt chiar pisici sterilizate, dar asta are o cantitate foarte mare de carne și dacă tot le iau rar, pliculețe din astea, nu știu cum să zic, mai diferite, am zis că măcar să le iau pe juniorul ăsta ca să aibă mai multă compoziție de carne, că oricum ele sunt carnivore, de fapt și de drept. Apoi am găsit prin DM, voiam să-mi cumpăr mai multe, așa cum am spus, dar n-am găsit lucrurile de care aveam nevoie, era destul de goluț, nu știu, se făcea aprovizionarea, dar am găsit această paletă, care mie îmi place foarte mult, este paleta mea de contouring preferată, este nuanța 10, în caz că vă interesează, cea mai deschisă, și avem aici două nuanțe foarte faine, asta e cea mai faină nuanță pentru conturat ever, pe asta recunosc că nu prea o folosesc, nu știu ce ar trebui să fie, pudră sau habar n-am, eu nu prea o folosesc, recunosc, asta mereu e aproape intactă. Și asta se consumă destul de repede la mine, asta pentru că, logic, mă conturez și eu și mi se pare în raport calitate-preț cea mai bună paletă de contur ever. Este 19,50 lei, deci nici măcar 20 de lei și își face treaba foarte, foarte bine. Îmi place că nu este o nuanță foarte gri și nu este nicio nuanță care să ducă în bronzer. Vă zic sincer că am fost machiată cu fel și fel de palete. Eu cu asta funcționez de 3 ani, cred, de 3 ani o tot cumpăr și sper să nu scoată de meu niciodată, dar am fost machiată și eu pe la evenimente, chiar și la nuntă, cu tot felul de paletuțe, de la Huda, de la, nu știu, mai era una de la Benefit, care era nebunie cu ea, într-adevăr avea un iluminator foarte fain în paleta aia, dar conturul în sine e foarte, foarte prost. Mie nu-mi place conturul să ducă în bronzer. Eu urăsc ideea de bronzer, nu-mi place să simt bronzer pe față și chiar când am fost machiată pentru nuntă, i-am zis tipei ălea că eu nu vreau absolut loc bronzer. Mie nu-mi place bronzerul pe ton, pe ten. Eu vreau pur și simplu să am contur și atât. Contur, blush și puțin iluminator, pentru că, de ce nu, ne place să strălucim. Și, sincer, nu mi-a plăcut absolut loc conturul pe care mi l-a făcut, asta pentru că era un pic cam prea gri și cu toate astea, nu știu, ducea mult în bronzer, chiar dacă era gri, nu știu cum să zic, dar asta e nuanța perfectă. Singurul lucru pe care vreau să vă zic este că e destul de intens, adică să aveți grijă la ce cantitate aplicați, să nu aplicați foarte, foarte mult, deși ea se blenduiește foarte ușor și mi se pare o paletuță foarte bună chiar și pentru începători. Adică dacă abia ați învățat să vă machiați și vreți și voi să vă dați cu contur, să știți că asta se blenduiește foarte bine în ten, aveți grijă doar să setați cu pudră zona în care aplicați contur, asta după ce v-ați aplicat fond de ten, și mi se pare că funcționează foarte, foarte bine. Doamne, dacă aș fi avut eu paletuța asta când am învățat să mă machiez prin clasa 12, pentru că eu aveam o paletă, nu mai știu de la ce era, să vă zic sincer, nu știu, am luat-o de pe Elefant, atunci am luat machiaje de pe Elefant, nu știu cât de ok era, dar vă zic sincer că aveam două dungi pe față, două dungi deloc blenduite, arătau horror și duceau foarte mult și în bronzer. Așadar, vă recomand pe asta, știu că am vorbit mult despre ea, dar este un produs foarte bun și chiar vi-l recomand din suflet. Și cred că ăsta este ultimul produs din DM pe care l-am cumpărat, am luat un săpun din ăsta lichid de la Farmec, am spus că haideți să intru într-o altă eră. Era în care nu mai cumpăr săpun lichid din Lidl, nu că s-a întâmplat ceva sau că nu mai îmi place, nu, nici de cum, îmi place foarte mult în continuare săpunul antibacterian din Lidl sau chiar și ăla cu Milk and Honey și așa mai departe, dar vreau să testez altceva și pe cele de la Balea le-am testat, unele variante sunt foarte faine, altele cam usucă mânuțele, dar am zis să încerc varianta asta de la Farmec pentru că mie îmi plac foarte mult produsele Farmec, nu știu de câte ori m-ați auzit vorbind despre ele, asta pentru că nu le cumpăr atât de des, nu că nu mi-aș dori, dar le găsesc
mai răruți și în unele supermarketuri le găsesc la prețuri destul de măricele. Am fost în Brașov și am văzut că ei au un magazin, cel puțin unul am văzut eu, nu știu dacă sunt mai multe, un magazin farmec în centru, dar în ziua aia n-am avut efectiv deloc stare și nici timp să intru. Dar când mai merg data viitoare în Brașov, chiar aș vrea să intru într-un magazin farmec și să testez mult mai multe produse de la ei. Și pe această cale, dacă folosești ceva de la farmec care vă place, vă rog să-mi scrieți și mie ca sugestie în comentarii, pentru că produsele lor sunt chiar foarte faine. Ăsta este un săpun lichid senzitiv cu glicerină, vitamina A și ar trebui el să nu usuce mâinile. Protecție împotriva uscării excesive a pielii mâinilor. A fost în jur de 10 lei. Nu știu dacă în alte locuri are prețul mai mic, că de meu știți că exagerează puțin prețurile atâta timp cât nu sunt produsele lor proprii, adică marcă proprie Balea sau DM sau așa mai departe, dar are o cantitate foarte mare, are 500 de ml și chiar sper să fie fain, vine cu pompiță, ușor de folosit și asta voiam să vă zic în legătură cu produsele farmec, că mie mi se par foarte calitative, având în vedere că este și un brand românesc și am zis să susțin și eu cumva, pentru că știți că încerc de foarte multe ori și cu produsele la Synergy Therm, am folosit foarte multe produse care sunt practic branduri românești și am primit cadou acest lucru, este detergent, da, e detergent de la Pervol Renew. Cred că e pentru rufe negre, din câte văd eu aici, deși scrie doar detergent pentru rufe. O să-l folosesc la mașina de spălat, nu știu. Eu cu Pervolul am o relație de love-hate, știu că se masmetizează foarte mult, dar mie nu mi se pare că o curăț așa cum trebuie. Cel puțin din punctul meu de vedere, folosesc detergent mai ieftin, să zic așa, în unele dăți și curăță mai bine decât Pervolul, dar varianta asta chiar nu am folosit-o, de ce să vă mint. Și acum să trecem la Pepco. Astea au fost toate din DM. Am mai căutat de-am înnebunit un odorizant de cameră pe care îl foloseam de la DM, marcă proprie a lor, dar nu l-am găsit absolut deloc. Deci v-am zis, n-a fost vina mea. Am luat din Pepco, am luat o mănușiță din asta, pe care cred că am mai avut-o odată și cu siguranță am mai avut-o pentru aragaz, pentru că eu am mănușă din aia încă de anul trecut din vară cu pepene și nu știu cum e la voi, dar eu nu sunt deloc atentă cu chestiile astea, adică cârpulițele, mănușițele, tot ce ține de bucătărie încerc să le schimb foarte, foarte des. Asta pentru că le murdăresc. Eu, de exemplu, nu sunt foarte atentă cum prind, cum nu știu ce. Nu, de foarte multe ori e posibil să bag în tavă degetul de la mănușă și dacă spăl și nu se duce, logic trebuie să o arunc, că n-am ce să fac cu ea. Știu că probabil o să ziceți că sunt bani aruncați pe fereastră, dar nu știu, părerea mea este că lucrurile astea nu sunt făcute să țină. Sunt făcute să folosești un sezon, cum e asta cu primăvară, care arată foarte bine. Și cred că am adus-o și anul trecut, când am folosit-o. Într-adevăr, este un pic cam mare. Îmi place că în jumbo, când merg, le găsesc mai mici. Astea sunt foarte mari pentru mâinile mele, așa ca idee. Dar asta a fost situația, asta am găsit-o, asta am luat-o. A fost 6,50 lei și nu știu de ce, dar înainte veneau și cu pătrățel din ăla, nu știu cum să-i spun. Acum vin doar ele simple. Mă rog, nu mă deranjează, nu este asta nicio problemă. Haideți să vă mai arăt ce am luat din Pepco. Aparent nu sunt foarte multe chestii, dar v-am zis că este un mini haul și probabil o să vă bucure pe persoanele care sunt amatoare de clipuri mai scurtuțe, să zic așa. Mi-am luat o cană pentru că mă cheamă Ilinca și iubesc cănile și am 2 sau 3 dulapuri pline cu căni. Vă zic sincer că în ultimul timp nu prea am mai folosit atât de des cănile, deși beau ceai aproape zilnic, dar la cafea nu prea, pentru că Inca nu mai îmi place. Deci vă jur că sunt într-un impas foarte mare cu băuturile de acasă. Inca nu mai îmi place. Cafea, ciocolată, plicuri, tot felul, eu nu mai folosesc. Expresorul pe care l-aveam l-am vândut pentru că nu-mi plăcea cafeaua respectivă, că trebuia să fie doar Nespresso și mi se părea mult prea tare. Caut să-mi cumpăr un alt expresor, dar aștept la o ofertă care să mă intereseze. Un expresor care să facă și cappuccino și latte macchiato și tot felul de nebunii, nu doar cafea expresso în sine, cum făcea cel pe care l-aveam. Și sunt așa într-o nebunie, în așa fel încât nu mai folosesc căni atât de des pe cât foloseam. Bine, logic că folosesc o cană zi de zi, că beau apă, beau ceai, beau compot de foarte multe ori și când am văzut-o pe asta am sărit pe ea pentru că este o cană foarte primăvaratică și am zis, Ilinca, tu n-ai foarte multe căni de primăvară, adică ai foarte multe de Crăciun, dar de primăvară nu ai, sigur ai nevoie de încă o cană pentru că cum altfel ar putea să pice în curând dulapul ăla pe care l-ai acolo și mi-am luat-o pe asta care e foarte frumoasă, este așa un turcoaz, să zic, cu floricele și are mânerul galben, mai era una foarte interesantă, era albă, avea floricele. Și floricelele aveau punctul ăsta de aici, de dinăuntru, cu galben, iar ea în interior era mov. Dar parcă mi-a plăcut mai mult asta și poate m-a influențat și faptul că era ultima bucată. Sincer, nu știu de ce. E o cană cumva mai mare, dar mi se pare foarte potrivită poate pentru cappuccino sau ceaiuri, ori compot, că eu sunt nebunită în ultimul timp, cred că beau compot zilnic.
și mi-a plăcut tare mult, așa că am luat-o. A fost, să vă zic și prețul, poate o găsiți, 8,50 lei. Așa, ca de primăvară, să fie frumoasă și drăguță. Și apoi mai avem două lucruri care țin de haine. Da, bine, nu prea am cumpărat eu haine din Pepco în general. Mai mult lenjerie intimă mi-am cumpărat în ultimul timp, deși înainte nu l-am de acolo, dar acum cu perioada sarcinii, să știți că au niște lucruri făinuțe. Mi-am luat un set de două bustiere. Oh, Doamne, bustiere, cum să arăt așa ceva pe internet? Că știu că multă lume se crizează, dar asta este, suntem femei, purtăm și noi din astea. Bustiere pe care le-am luat cu un scop precis. Eu nu prea sunt amatoare, după cum știți, v-am tot povestit, eu nu sunt mare fană purtat sutien. Mai ales în perioada asta, când oricum nu mă simt atât de confortabil în corpul meu, în viața de zi cu zi, pentru că, hei, am un bebe de 2 kg și... dar să mă mai țină și ceva, să mă mai încorseteze, cu atât mai puțin. Însă am nevoie de bustiere pentru că am nevoie să îndes în ceva absorbantele acelea pentru sân. Dacă sunteți mămici sau viitoare mămici, probabil știți la ceea ce mă refer, că ai nevoie să folosești absorbante pentru sân, nu doar după ce naști și ești în perioada de lăptare, ci și înainte cu ceva timp. Trebuie să folosești absorbantele alea pentru sân, sunt foarte necesare și atunci nu poți să le lipești chiar așa de orice, pentru că ele se lipesc cumva. Fac aici un întreg subiect, dacă vă depășește subiectul, îmi cer scuze, dar încerc să justific cumpărarea acestor bustiere, nu că ar trebui să am vreo justificare, dar vreau să vă zic. Și vreau niște bustiere mai, nu știu cum să zic, mai elastice și să nu mă țină, să nu le simt efectiv pe mine. Și astea mi s-au părut foarte faine, sunt, nu știu exact, mărimea SM, dacă nu mă înșel, da, uitați că scrie aici, mărimea SM și au fost 21 de lei. 10,50 lei bucata, mi se pare o foarte mare pomană și chiar sper să fie bune și confortabile și oricum cu siguranță se lipesc absorbantele alea de sân de ele așa cum trebuie și erau și pe alb în caz că vă interesează. Poate sunt aici mămici, viitoare mămici sau pur și simplu căutați niște bustiere de stat prin casă. Astea mi se par foarte faine, nu au burete, nu au nimic să vă țină, să vă strângă. Deci sper să fie ok, le-am luat pe nude că mi se par mult mai faine și albe, mi se par o leacă cam provocatoare și sper să fie ok și pentru perioada de lăptare, dacă nu o să fie ok, asta este, avem și de celelalte speciale pentru alăptare. Bun, gata că am făcut un întreg subiect aici despre hăinuțe de mămică, gravidă, așa mai departe, dar ca să terminăm în același stil, mi-am luat și o cămașă din asta de noapte, a fost 27 de lei și mi-am luat mărimea M pentru că vreau să fiu cât se poate de confortabilă și oricum, probabil după ce o să nasc nu o să revin așa la forma inițială într-o săptămână sau două, poate nici în două luni, trei luni și am găsit varianta asta de cămașă de noapte pe care cred că o să-mi iau și în spital. Sinceră să fiu, urmează să fac bagajul de maternitate pentru că nu mai e foarte, foarte mult și o să am nevoie de el și mi-a plăcut foarte mult varianta asta, mai am câteva din astea, cum să le zic, cămăși, unele chiar construite special pentru alăptare, că mă îndoiesc că cu asta aș putea face acest lucru, dar în orice caz mi se pare că arată tare bine, este așa de un nude, maroniu, cu ceva steluțe. Ideea e să fie confortabilă, pentru că în ultimul timp nu mai simt confortabilă nicio pijama, oricâte pijamale mi-am mai cumpărat, dar măcar mulțumită Lidl-ului am găsit niște pijamale foarte faine pe care să le iau și la spital și să le port în toată perioada de după, dar oricum știu că se cere să ai și cămăși din astea atunci când mergi la maternitate, chiar și după când vii tu pe acasă și vrei să fii foarte, foarte confortabilă pentru că nu vrei să te țină și să te strângă nimic, credeți-mă, și mi-a mai plăcut că are niște încrețituri aici pe mâini, nu știu dacă vedeți, că erau multe modele, dar ăsta m-a atras pe mine în mod deosebit și m-am uitat să nu fie nici transparent, că nu asta este ideea. Bun, și cam atât am luat din DME și din Pepco, cu 110 lei, mi s-a părut un preț foarte bun și mai mult de asta am vrut să vă arăt, pentru că nu știu de voi, dar eu de foarte multe ori intru în magazin și 200 de lei se duc așa, habar n-am pe ce, văd că am luat doar 2-3 lucruri, dar astăzi am luat foarte, foarte multe lucrușoare, mie așa mi se pare, de 109-110 lei, mă rog. Și chiar sper că v-au plăcut și v-au interesat. În mod obișnuit, poate vi l-aș fi arătat într-un vlog, dar momentan n-am niciun vlog deschis și aș fi deschis unul în care să încep cu haul-ul ăsta, dar sincer nu am exact ce să vă arăt în perioada aceasta, dar cu siguranță ne auzim în săptămânile ce urmează. Sper că v-a plăcut acest clip. O să tac și eu acum și mă duc la treburile mele zilnice. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pupăcesc și nu uitați să-mi răspundeți în comentarii la întrebările pe care vi le-am mai adresat eu pe parcursul acestui clip. Pa, pa!